on it. Foi. Faz tempo. Este polimor. Am livrat pe care a fost în pești, am livrat pe care a fost în pești. Păi acum, i-a bătut. Da? Sunt bun, bătăieri, sunt bătăieri, sunt bătăieri. Și poate și oameni. Vă spune că sunt bătăieri. Așa. Bun găsit la o nouă întâlnire în Cupa, în Liga Elitelor. Iată etapă intermediară astăzi la Bradu. FC Argeș îi va înfrunta pe cei de la Concordia Chiajna. După ce etapa trecută Argeșul a câștigat nesperat în fața Rapidului cu scorul de 2-1. Iată șansele argeșenilor pentru primele două locuri sunt mari. Față de Concordia Chiajna, în momentul de față vulturașii au 32 de puncte, Concordia 26 de puncte și meciul de azi anunță a fi unul greu pentru că băieții noștri au nevoie neapărat de victorie. Așa cum v-am obișnuit, o să prezentăm întâi oaspeții de azi în poartă cu Alexandru Berci. Jucători de câmp Eduard Vasile, Andrei Dunca, Constantin Bădițescu, Robert Constantinescu. Lucian Iacovenci, Mario Păun, Darius Mocanu, Marian Dragomir și Petre Pandele pe banca de rezerve. Filip Munteanu, Andrei Bălașa, Cereș Anton, Tiberiu Cazacu și Andrei Radu. Capitan al celor de la Concordia, Mocanu Darius. Acum echipa noastră, ca de obicei, în poartă cu Willy Wagner, iar pe linia de fund, ajutat de Elin Șain, Radu Văduva, Mihai Coarnă, Ștefan Andrei, Mihai Țicu, la mijloc Nicolas Văduva, geamănul, fratele geamăn al lui Radu Văduva, Andrei Iosifescu, Mihnea Ionică, iar în atac Eric Nistor și Adriano Manole, capitan Andrei Iosifescu, iar pe bancă pentru portari Rareș Vișan și jucători de câmp David Marin, Robert Cosminescu, Daniel Vișa, Darius Stan, Andrei Ionel, David Mălurică și Robert Ferraru. În premieră, iată, pentru Liga Elitelor, partida este arbitrată de o domnișoară arbitru, Roxana Timiș, pe numele ei, ajutată de Daniel Nag și de
Darius Brândușescu și Florin Leac. Brigada de arbitri este din zona Ardealului, Sibiu și Mediaș. Să sperăm că vom avea un meci fără probleme deosebite și vom asista la un regal fotbalistic. Mai trebuie precizat că aici la Bradu vremea este ploioasă, timp ploios, 7 grade, plăcut afară, pentru că nu bate vântul, din fericire nu sunt bălți pe teren și să sperăm că vom asista la o vreme constantă, cel puțin din acest punct de vedere. Poate vom scăpa de o ploaie torențială, așa cum meteorologii spuneau că s-ar putea întâmpla în următoarea oră. Iată, Concordia repune mingea din careul de 6, însă băieții lui Florin Drăgușin au rămas sus. Comparativ cu echipa mare, juniorii au avut rezultate notabile, pentru că în meciul care a avut loc înaintea acestuia, Tineretul a câștigat cu 3-1 împotriva lui LPS Buzău, iar grupa de 2007 a avut un parcurs foarte bun în această perioadă. Iată o contra lui Nistor și o recuperare a lui Shine. Văduva, ajutat de Țicu, din nou Shine, care driblează o minge pe care o pierdem la jumătatea trenului. Rămăsesem dator cu o informație la echipa mare. Situația nu este deloc roz, pentru că antrenorul Neagoe și-a anunțat deja plecarea, nemulțumit de ceea ce se întâmplă la club. Abia mâine vom avea confirmarea dacă în următoarele ore FC Argeș va rămâne sau nu fără antrenor. Deocamdată ne concentrăm pe ceea ce se întâmplă aici la Bradu. Iată un prim atac mai periculos al celor de la Chiajna, care solicitau o lovitură, însă un contraatac al argeșenilor. Nistor, Ionică, încercare de angajare a lui Ștefan, iar Văduva este faultat fix la mijlocul terenului. Coarnă a bătut repede către Iosifescu. Mingea se întoarce din nou la Văduva, care îl caută pe Shine. Minge recuperată în cele din urmă de FC Argeș, out pentru Chiajna. O echipă puternică, mulți jucători puternici la Chiajna, însă iată un prim atac al acestora și iată 1-0 pentru Concordia, gol înscris de jucătorul cu numărul 11, Constantin Bădit, nu, mă scuzați, Alexandru Dinache, o fază derulată în dreapta terenului nostru, o centrare și iată 1-0 pentru Chiajna. Minutul 6, oaspeții conduc aici la Bradu, FC Argeș repune mingea de la centrul terenului. Practic un meci care începe de la 1-0 pentru oaspeți. Aud pentru FC Argeș, Văduva va repune mingea în joc. Ștefan, din păcate, scapă această minge în afara terenului. Concordia
reatacurile. Țicu. Mingea respinsă de băieții noștri. Iosifescu la mijlocul terenului câștigă acest balon, încearcă o lansare în adâncime către Manole, însă este deposedat de fundașul Eduard Vasile, care a trimis această minge în afară. Văduva va repune mingea în joc pentru FC Argeș. Clar, iată luptă pentru balon, un balon pe care îl câștigă Nistor. Din păcate este deposedat pe linia de 16, iar degajarea, încercarea de contraatac este irosită de ceilalți de la Chiajna. Șain va repune mingea către Văduva, cu noroc mingea ajunge la Manole. Coarnă. Și în cele din urmă mingea ajunge la Willy Wagner. Balon lung către poarta Concordiei. Manole se luptă pentru acest balon care este scăpat în afară. Concordia își rea atacurile. Iată, mingi pierdute ușor la mijlocul terenului de băieții noștri. În cele din urmă, capitanul Chiajnei este faultat. Tot el a repus rapid mingea în joc, însă băieții noștri se luptă pentru fiecare balon și îl și câștigă în cele din urmă Manole către Iosifescu. Nistor. O șarja lui Nistor în partea dreaptă. Centrare a acestuia lungă depășește careu, însă Ștefan Andrei prinde mingea. Din păcate, așa cum a prins-o, a și pierdut-o. Coarnă, sigur, pe linia de fund. Iosifescu. Nistor. Încearcă un șut la poartă, mingea asta este trimisă mult în afara terenului de joc, însă important este că Argeșul rămâne sus. Prima reacție a băieților noștri, 1-0 în continuare pentru echipa de la Chiajna. Minge recuperată de Manole, care încearcă o pasă pentru Andrei în adâncime, însă aceasta, mingea nu ajunge la nimeni. Balul va fi repus în joc de portarul Concordii Chiajna. Berci încearcă să degajeze această minge, totuși joacă scurt acolo cu fundașii. Minge recuperată pentru moment de FC Argeș. Văduva,
Iosifescu. Iată, băieții noștri plimbă frumos balonul. Șain pasă către Nistor. Mingea repusă de Berci. Coarnă câștigă duelul cu jucătorul advers. Mingea tot la FC Argeș. De momente bune, parcă FC Argeș domină teritorial. Însă steril acest joc. Țicu, minge aruncată, deviată practic din jucătorul Concordii. Iată, out. Din nou Țicu plutește deasupra adversarului. Și iată, offside, însă portarul Wagner ieșise la timp și reușise să respingă acest balon. Iată o pasă filtrată, încercată de decarul Piteștiului. Minge aruncată în aut de apărare a Chiajnei. Șain bate această lovitură până la Nistor. Și din nou out pentru FC Argeș. Aceea schemă. Țicu mai departe către careul advers această minge, Ștefan Andrei, până la văduva care este faultat. Mai devreme un jucător al Concordiei era căzut în cele din urmă, centralul partidei a oprit jocul. Noarul Concordiei acuză o lovitură din spate, din fericire nu este nimic grav și vom asista la o lovitură liberă pentru FC Argeș, lovită la Concordia era Darius Mocanu, repet, din fericire nu este nimic grav, acum lovitură liberă bătută de Ștefan Andrei. Minge înaltă, care depășește careul, dar este recuperată de jucătorii noștri. Decarul Argeșului protejează mingea, obținând din nou un corner pe care tot el nu o să-l bată tot Ștefan Andrei. Din nou corner, al treilea corner consecutiv pe care FC Argeș și îl va executa. Lovitură periculoasă în careul Concordiei. Emanuele Cap, din păcate, pe lângă poarta Concordiei. Minge pe care Șain o lasă să cadă, dar pe care o controlează. Iată, un hands nesancționat de centralul partidei și un șut al lui Darius Mocanu. Total ratat, mingea va fi repusă din 6 metri de portarul Wagner. Țicu
pasă lungă către Nistor. Și aud pentru FC Argeș. În ultimele minute FC Argeș a început să pună presiune pe cei de la Concordia, o presiune constantă. Am avut și câteva faze de poartă, însă din fericire pentru cei de la Chiajna, fără niciun rezultat. Însă mingea a stat numai în jumătatea lor și din păcate o pasă a lui Văduva în afara terenului, lovitură pentru Chiajna. Iată, ne apropiem de minutul 20. Vă reamintesc 1-0 pentru Concordia încă din minutul 6, atunci când au reușit deschiderea scorului. Lovitură liberă tot pentru Concordia, bătută lung în terenul nostru. Coarnă pasează către Wagner. În cele din urmă, portarul nostru optează pentru o degajare lungă cu piciorul. Minge protejată atât de Mihai Țicu, cât și de Willy Wagner. Out de poartă pentru FC Argeș. Nistor preferă o pasă lungă, iată până la urmă un balon bâlbâit câștigat în cele din urmă de băieții noștri. Iată, Ionica încearcă o pasă către Manole, mingea ajunsese la jucătorul cu numărul 30, însă acesta a pierdut-o. Și iată, acum mingea iese în afara terenului. O nouă lovitură de... Sigur, aveți să-l vă pășită. Țicu. Iată, am ajuns și la jumătatea partidei acestei reprize. Minutul 22, 1-0 pentru Chiajna, FC Argeș în atac, încercând ca până la pauză să egaleze. Șain. Nistor se luptă pentru acest balon pe care îl câștigă. Manole mai departe obține un out pentru FC Argeș, lovitură care va fi bătută tot de Șain. Iosifescu, joc periculos. Iar mingea va fi repusă de portarul Concordii Chiajna. Berci
va încerca o lovitură de picior lungă. Țicu câștigă acest balon mai departe către Nistor. Shine pasă către tecarul lui FC Argeș, care iată trimite această minge în careul advers. Și în cele din urmă mingea ajunge tot la FC Argeș. Aut pentru Chiajna, minge trimisă pentru siguranță de coardă în afara terenului. Văduva câștigă acest duel și în cele din urmă, din nou, mingea va fi repusă de la colțul terenului. Wagner face acest lucru rapid, mai departe către Țicu, Shine către Nistor, iar pătrarul Concordii dă această minge în aut. Shine câștigă acest duel, centrare, iată care cu puțin noroc ajunge la jucătorul nostru, Iosifescu, mai departe către Văduva. O acțiune care pare mai legată, centrare în careu și va fi corner pentru FC Argeș. Iată, minge recuperată de cei de la Concordia, care încearcă să plece pe contraatac. Din nou pe aceeași parte dreaptă, FC Argeș prins descoperit și intervenție extraordinară a portarului. Între timp însă se fluierase și offside, însă trebuie să dăm cezarului cea al cezarului. O paradă de zile mare a lui Willy Wagner, iată. Încercare de angajament al lui Manole. Din nou minge câștigată de ai noștri. Manole la un pas de recuperare. Mingea la portarul Berci. Coarnă respinge balonul. Chiajna în atac. Văduva respinge în aut. Tot Văduva este cel care încearcă să iasă cu mingea la picior din acel meleu de jucători. Mingea însă este câștigată de cei de la Concordia, iar Coarnă respinge balonul în corner. Lovitură de la colțul terenului pentru Chiajna, din nou fază fixă, se anunță pericol mare la poarta noastră. Iacovache va fi cel care va executa această lovitură. Probleme cu steagul de la colțul terenului, cel care semnalizează de unde poate fi bătută lovitura, însă din fericire faza se termină pentru noi cu o minge trimisă în afara terenului. Țicu către Nistor,
care încearcă să prelungească către Manole. Manole câștigă acest balon care îi conferă lui Nistor posibilitatea de a pleca pe contraatac. Și văduva în cele din urmă o respinge mingea în corner. Același Iacovache va încerca o centrare în careul nostru. Lovitură bătută direct pe poartă și respinsă în corner de portarul Wagner. Iată lovitură bătută de Mocanu, capitanul echipei. Din nou minge grea pe care Nistor o luftează, însă cu mult noroc mingea ajunge la jucătorii noștri. Iar fundașul central al Concordiei trimite această minge în aut. Șain. Coarnă a gestionat bine această fază, a trimis portarului la siguranță, iar Wagner degajează inexplicabil în afara terenului. Și un fault obținut de văduva în jumătatea noastră. Lovitură bătută rapid de coarnă. Țicu Nistor va încerca pentru a câta oară să plece pe contraatac. Iată, fundașul Concordii îl ține. Arbitrul a considerat duelul unul legal și lovitură de la colțul terenului. Shine respinge această minge în aut. Dodicescu, minge câștigată de băieții noștri. Iată un contraatac oprit în prima fază de către Țicu, însă jucătorul Concordia a reușit să-l dribleze, trimite însă din fericire pentru mingea în afara terenului. Iar Wagner va repune în joc. Coarnă. Văduva. Iată un balon deviat care în cele din urmă ajunge în aut. Prima fază mai legată din ultimele minute al lui FC Argeș. Lovitură executată de Șain. Din nou minge aruncată în aut de jucătorii noștri, practic dintr-o contră
Ajungem să vorbim de un out pentru cei de la Concordia, care, bineînțeles că nu se grăbesc, conduc cu 1-0. Minutul 33, iată, îi prinde pe cei de la Concordia în atac. Minge recuperată de băieții noștri pentru moment. Coarnă. Iosifescu, mingea la Ștefan Andrei, la Manole mai departe, Nistor, dribling bun al lui Nistor și iată un nou corner, lovitură de colț pentru băieții noștri. Lovitură bătută bine, însă jucătorul nostru ratează de puțin ținta. Șain îți ține echipa sus, out pentru Concordia, însă FC Argeș este sus. Nistor. Iată, în cele din urmă, centralul fluieră un fault. Lovitură executată scurt de Țicu până la văduva. Nistor, care a reușit să treacă de doi jucători de la Concordia, însă tușierul a semnalizat un fault. Iată o nouă lovitură liberă, o nouă șansă pentru băieții noștri de a egala. Iată lovitură de cap a lui Manole, însă slabă și mingea ajunge în brațele portalului de la Concordia. Manole câștigă pentru moment acest duel. Țicu până la Iosifescu. Iată fază bună de joc, însă din păcate Iosifescu surprins în poziție de offside. Frumos a circulat mingea la această fază, semn că se poate, însă băieții noștri trebuie să aibă mai multă încredere în ei. Nouă minute, probabil 10 cu prelungiri din această repriză. Concordia în continuare conduce cu 1-0. O altă minge pierdută de cei de la Chiajna la jumătatea terenului. Iată, oferă posibilitatea lui FC Argeș pentru un atac periculos. Centrare a lui Văduva trimisă în cele din urmă în out. Nistor reclamă faptul că a fost lovit de un adversar în afara terenului. Jucătorul nostru este prăbușit la pământ. Cele din urmă a revenit în teren.
așa. Lovitură liberă pentru Concordia, momente nu prea plăcute de joc, multe întreruperi, multe trageri de timp. Coarnă respinge acest balon până la văduva. Iosifescu. Celălalt văduva a încercat o pasă. Iată, balon pierdut de băieții noștri într-un adevărat meleu. Manole câștigă acest balon. O lansare în adâncime pentru Ștefan Andrei. Care se luptă pentru acest balon. În cele din urmă, jucătorul nostru faultează și lovitură liberă pentru Concordia. Bineînțeles, jucătorul Concordii trage de timp, lucru sesizat și de centralul partidei. În cele din urmă, acesta s-a ridicat. Minge câștigată de Țicu, ajutat de văduva, într-adevăr, iată, numai la centrul terenului și Iosifescu acuză o lovitură. Mingea va fi repusă în joc de Coarnă, care joacă scurt până la Țicu. Văduva. Iată, pasă foarte bună pentru Nistora de carul lui FC Argeș. Și din nou o acțiune închegată a jucătorilor noștri. Mingea cu puțin noroc a ajuns la Nistor. Coarnă. Mai departe către văduva. Pasă către Andrei Ștefan și o nouă lovitură de colț pentru FC Argeș și un nou moment în care băieții noștri pot fi periculoși. Cea mai mare ocazie a lui FC Argeș, practic Manole a lovit acest balon cu spatele. FC Argeș la un pas de egalare, din păcate, însă scorul rămâne tot 1-0 pentru Concordia Chiajna. Iată, ne îndreptăm cu pași repezi către finalul acestei reprize. O repriză dominată de băieții noștri, însă, din păcate, cei care conduc pe tabelă sunt cei de la Concordia, mai multe ocazii pentru FC Argeș. Iată, în continuare, băieții noștri rămân sus și pun presiune pe fundașii Concordiei. Văduva până la Ștefan Andrei. Coarnă până la Șain. Nistor până la Ionică, Șain din nou, centrare și portarul Concordii reține în doi timpi. Din nou mingea la FC Argeș și din nou o pasă către Nistor, care iată este faultat. Și vom vedea primul
primul avertisment din această partidă, cartonaș galben pentru fundașul stânga al Concordii. Dodițescu a văzut cartonașul pentru un fault la Eric Nistor cu 2 minute înainte de pauză. Centrare periculoasă reluată de Văduva, însă lovitura a fost slabă. Mingea câștigată de Șain. Pasă din nou către Nistor. Și din nou fază periculoasă și o nouă ocazie a lui FC Argeș. Din păcate un nou șut pe lângă poartă. Iată, un minut până la pauză, presiunea este tot mai mare și bineînțeles că vin momentele în care portarul Concordiei trage de timp. Mai multă atenție nu ar strica băieților noștri. Berci degajează și aud pentru FC Argeș. Văduva. Lovitură pentru FC Argeș, bătută rapid. Însă arbitrul întoarce faza, indicând locul pe unde mingea a părăsit terenul. Văduva. Nistor. Mai departe către Șain. Către Văduva. Șut la poartă a lui Văduva. Văduva care trece razant pe deasupra bării. Iată, arbitra face semn că timpul a expirat. Prima repriză se încheie aici. FC Argeș și Concordia Chiajna 0-1.
Bun găsit, iată, la cea de-a doua parte a întâlnirii între Feceași și Concordia. Scor la pauză 1-0 pentru Concordia, gol înscris în minutul 6 dintr-o poziție suspectă de offside. Ar trebui precizat că în prima repriză băieții noștri au făcut o presiune constantă, multe faze de poartă, însă din păcate niciuna finalizată și într-adevăr cea de-a doua repriză a început acum vremea nepotrivită pentru fotbal, chiar potrivnică, pentru că ieri a plouat toată ziua, astăzi la fel. Din fericire nu bate vântul și iată un prim atac periculos. Nistor mai departe către Ștefan Andrei, care ratează incredibil. Am tăcut un moment pentru că nu venea să cred. Iată minutul 1 al celei de-a doua repriză. Ratare incredibilă a băieților noștri, ratare care putea duce la o egalitate pe care băieții noștri și-o doresc încă din prima repriză. Cum vă spuneam, așa a arătat și prima parte a jocului cu Vece Argeș, dominând, însă în multe părți ratând exasperant, așa cum s-a întâmplat și acum. Centrarea lui Șain și out pentru FC Argeș. Incredibilă ratarea de mai devreme, greu de digerat. Iată, centrare periculoasă a decarului nostru în fața porții. Hai, Coane, hai, Coane, dă-o bine. Dă-o bine acolo. O presiune care arată că gol plutește în aer. Centrare, Țicu din nou, o ratare incredibilă. Lovitură de cap direct afară, iată minutul 2 și 2 ratări incredibile ale băieților noștri. În felul acesta nu se ajunge nicăieri, mingea trebuie băgată în poartă, portarul Berci trage cât poate de timp. Chiar de la începutul acestei reprize. Coarnă, iată, lasă să cadă acest balon care ajunge în cele din urmă la Văduva. Încercarea lui Văduva de lansare în partea stângă a lui Andrei, care este faultat destul de urât. Lovitură liberă pentru FC Argeș. Centrare foarte bună către Țicu și din nou incredibil. Practic mingea refuză să se intre în poartă ca în alte dăți când am avut și noroc. Însă iată când a început această a doua repriză, minutul și golul. Și golul ar fi vrut noi și ratarea periculoasă. Mingea câștigată de Văduva, Iosifescu. Pasă ratată de jucătorul nostru. Însă tot el revine și recuperează mingea. Văduva către Ștefan Andrei, care iată pleacă spre partea stângă. Din nou! Incredibil! Deci, o asemenea, practic, terenul s-a înclinat către poarta Chiajnei. Cum vă spuneam, minutul și ocazia monumentală. Puțină răbdare, băieți, și un pic de luciditate și o să fie bine. Centrare. Prelungire a lui Coarnă către Văduva. Țicu, din nou centrare blocată de data aceasta.
Minge recuperată de ai noștri. Coarnă. Și o pasă greșită totală a lui Văduva. Însă Nistor l-a fi accidentat. Țicu. Văduva, într-adevăr, este faultat la jumătate. Atenție, le cere și antrenorul Florin Drăgușin băieților săi. Aceștia vor neapărat să egaleze cât mai repede. Iosifescu pasă în adâncime pentru Văduva, însă centralul întoarce faza și oferă lovitura băieților noștri. Nu este momentul de tăvălit pe jos, pentru că este umiditate mare aici la Bradu, unde continuă să plouă. Țicu. O pasă greșită din capul locului. Coarnă. Și aut pentru FC Argeș. Văduva. Mingea a ajuns în tribună. Tot Văduva și un fault asupra lui Iosifescu. Presiunea este în creștere la poarta Concordiei. O nouă lovitură liberă. Iată, ne aflăm în minutul 53. Centrare bună către Țicu, care recentrează, reîntoarce această minge. Șain a fost depășit ușor de capitanul Concordiei. Fază periculoasă, însă portarul Wagner este la post. Bine, băi, vine! Te aud, cred. Degajare lungă a lui Wagner, care ajunge până la Manole. Pasă către nimeni până la urmă, nehotărât un șparul nostru. Minge recuperată de Ionică, pasă, încercare de pasă a lui Andrei în careu. Țicu de netrecut acolo la mijlocul terenului. Văduva. Iată, secundat de fratele său Geamăn. Și aud pentru Concordia. Cei de la Concordia au primit indicații clare de la un antrenor să nu se grăbească, pentru că așa învățăm să jucăm fotbal, stragem de timp cât se poate. Lucru care probabil că va fi observat la un moment dat și de centralul partidei. Minge recuperată de băieții noștri, care încearcă să plece pe contraatac. Văduva până la coarnă. Mai departe către Mihai Țicu. Pasă în adâncime către Iosifescu. Din păcate, acesta nu mai prinde balonul. Însă băieții noștri rămân sus.
minge degajată într-un final de portarul Concordiei până la Șahin. Mai departe, Văduva se ruptă la mijlocul terenului pentru această minge degajată aiurea de Țicu. Și iată un fault destul de dur al celor de la Chiajna. Păun l-a faultat pe jucătorul nostru. Și un fault de asemenea dur al lui Văduva, făcut asupra jucătorului cu numărul 11, Dinache. Și primele două schimbări la Concordia, iată, a intrat jucătorul cu numărul 10, Cereș. Și Fece Argeș și pregătește o schimbare. Offside. Iată, se efectuează schimbarea și în echipa noastră. Ștefan Andrei este înlocuit de jucătorul cu numărul 9. Andrei Ionel a intrat în teren pentru FC Argeș cu numărul 9. Între timp, iată, cei de la FC Argeș solicită un fault. Nistor acuză faptul că a fost lovit fără minge. Iată, medicul echipei noastre intervine. Jucătorul nostru s-a ridicat în cele din urmă, iese în afara terenului. Mingea între timp va fi repusă de FC Argeș în joc. Coarnă. Scurt către Țicu. Văduva, care în cele din urmă este faultat de nou intratul Cereș de la Concordia, posesorul numărului 10. Iată, minge bâlbuită de jucătorii celor două echipe, care ajunge în cele din urmă la portarul Wagner. FC Argeș în atac. Văduva, care este faultat din nou de Cereș. Lovitură care va fi executată de Andrei Iosifescu. Centrare. Și fault pentru Concordia Chiajna. Out pentru
Concordia. Iată o nouă șarjă a lui FC Argeș și mingea este respinsă în aut. Nou intratul Ionel rezolvă simplu această minge, din păcate pentru noi. Ar trebui mai multă concentrare, mai ales că ultimile minute FC Argeș a avut câteva ocazii cum rar se pot vedea într-un meci de fotbal. Portarul Berci pentru a câta oară trage de timp. Nistor. Văduva. Coarnă. Iată, din păcate, terenul joacă feste jucătorilor celor două echipe. Wagner degajează până la centrul terenului. O pasă a lui Manole în adâncime către Nistor. Și mingea este respinsă în afara terenului. Țicu. Coarnă. Ionel. Văduva către Iosifescu. Și un fault al lui Văduva, care probabil va aduce și un cartonaș galben. Iată un moment de neatenție din partea mijlocașului nostru defensiv, a dus la întreruperea jocului. Minutul 63. Radu Văduva a văzut cartonașul galben. Dinache a fost jucătorul faultat al Concordiei, iar mingea va fi repusă în joc de undeva de la jumătatea terenului. Manole se luptă pentru acest balon pe care îl câștigă, însă arbitra a văzut un fault. Centrare în careul nostru respinsă de Țicu. În continuare, în celălalt meci care ne interesează în mod direct, Rapid este la egalitate cu Steaua 0-0. Puțină atenție și am putea reintra în joc și noi. Cristi.
văd ăștia, nu știu, parcă sunt împiedicați, mă, cărța și până acolo. Lovitură pentru Concordia. Iată minge respinsă pe rând de fundașii noștri și în cele din urmă văduva este faultat. Coarnă repune rapid acest balon în joc. Țicu. Șain. Mai departe către Nistor, care reușește să întoarcă cu fața către joc. Și iată, presiunea începe din nou să crească la poarta Chiajnei. Mingi aruncate la disperare de fundașii centrali ai Concordiei în aut. Coarnă. Șain. Fault. Țicu va executa această lovitură. Nu, lasă pe Shine. Și acesta pleacă de lângă minge. Mai departe, Ionică va fi cel care va repune mingea în joc, cel mai probabil va încerca o centrare în careu. Faza arată bine. Și în cele din urmă, tușierul a semnalizat un offside la jucătorul nostru. Vorbeam și de neșansă la celelalte ocazii. Mai avem însă destul timp. Lovitură pentru FC Argeș. Out. Executat de Văduva către Andrei Ionel. Șain. Nistor, într-adevăr, reușește să treacă centrarea perfectă pentru Manole, însă o nouă lovitură de cap pe lângă poarta. Consemnăm această ocazie în minutul 68. Timp, repet, ar fi berechet pentru cel puțin un egal, dar de ce să ne gândim la o răsturnare de situație? Văduva câștigă acest balon. Pasă mai departe către Manole. Aut pentru FC Argeș. Văduva către Iosifescu, care controlează bine acest balon, care este trimis în cele din urmă în corner. A câta lovitură de colț pentru FC Argeș. Iată clinciul între jucătorii, între atacanții lui FC Argeș și fundașii centrale Concordiei. Lovitură bună bătută pe poartă. Șain. Faultat. Se înmulțesc, iată, faulturile, întreruperile de joc. Și o nouă lovitură liberă, indirectă. Cel mai probabil jucătorii noștri vor încerca din nou loviturile de cap pentru jucătorii înalți. Nistor
11 metri pentru FC Argeș. O lovitură pe care șeptarul nostru o acuză. Bineînțeles că a provocat nemulțumirea suporterilor veniți de la intrarea în București, pe stânga. Ca să facem și o glumă, lovitura va fi executată de Manole. Mai multe invective la adresa arbitrei, asta e România. Din păcate nu ne putem ridica cu pretenții la de educație la unii care vin pe stadion. Manole și-a pregătit mingea. Și gol marcat de Manole în minutul 72. FC Argeș, iată, restabilește egalitatea. Vă reamintesc că în celălalt meci Rapidul se află la egalitate cu Steaua, însă vorbim de un scor alb, 0-0. Și să sperăm că din acest moment vom vedea alt meci, chiar dacă în prima repriză am fost peste ei. Din păcate, au fost multe ratări. Să sperăm că acum băieții noștri vor fi mult mai concentrați. Uitați-vă pe filmare. Lovitură liberă pentru Concordia. Către nimeni, însă mingea este prinsă de Wagner, care încearcă să-și pună echipa în atac. Minge recuperată de ai noștri. Văduva se bate pentru acel balon. Coarnă mai departe către Ionel. Într-adevăr, presiunea crește la poarta Concordiei. Vă reamintesc că la începutul acestei a doua repriză a fost minutul și ocazia monumentală la poarta Concordiei. Din păcate, balonul a refuzat să intre. Țicu, Nistor, Văduva către Manole. Pasă către Manole, care este un pic busculat, o pasă un pic cam puternică. Coarnă, Văduva, Țicu. Mingea este recuperată însă de băieții noștri și chiar la jumătatea terenului. Andrei Ionel, cel supranumit baterie, centrare periculoasă în fața porții și un nou corner pentru FC Argeș. Băieții noștri și-au revenit parcă după golul egalizator ca un boxer din pumn. Încă se poate să visăm la o victorie și de ce nu la o eventuală calificare în primele două echipe în acest clasament, în care înainte de acest meci aveam cu 6 puncte mai mult decât Concordia. Centrare. Lovitură slabă de cap a lui Țicu. Shine. Văduva. Din nou Shine. Ionel. Șut pe lângă poartă.
colegii reproșează că ar fi putut pasa, însă pe această vreme ar trebui încercate și șuturile de la distanță, pentru că aderența portarului este una redusă la balon. Acum portarul Concordiei nu mai trage de timp, s-a trezit brusc la realitate. Șain se luptă pentru mingea aceea, din păcate arbitra a văzut un fault pentru Concordia. Minge recuperată de băieții noștri, iată, pasă în adâncime către Ionel. Și mingea este în out. Am revenit cu scorul corect pentru că operatorii dormeau. Va probabil fi de la vreme. 1-1 în minutul 77. Și lovitură liberă pentru FC Argeș. Centralul partidei arată de unde să fie repusă mingea în joc, un corner mai scurt, lovitură executată de Iosifescu. Și gol! Gol! 2-1! Țicu în cele din urmă și a făcut datoria de atacant. Iată, în numai câteva minute, FC Argeș trece la conducerea partidei după mai multe ratări agonizante. Iată, cu doar câteva minute înainte de sfârșitul partidei. Minutul 80, FC Argeș preia conducerea prin fundașul central Mihai Țicu. Astăzi Mihai a făcut un joc extrem de bun, un joc aproape complet, pentru că a respins majoritatea baloanelor și iată, a fost decisiv la finalizare. Între timp, Florin Drăgușin, antrenorului FC Argeș, efectuează două schimbări. Gemenii văduva au fost scoși și au intrat Comănescu și Stan. Se betonează apărarea la Rapid CSA Steaua. Scorul în continuare este 0-0. Presiunea continuă, mingea este ținută undeva la jumătatea terenului. Acum cei de la Chiajna și-au adus aminte brusc că trebuie să atace, nu mai trag de timp, nu se mai vaită de diverse dureri sau cârcei și încearcă să joace fotbal, pentru că nu au convins și golul pe care l-au înscris a fost dintr-o poziție suspectă de offside. Ce luptă! Și în cele din urmă, mingea este respinsă în corner. Jucătorii Argeșului euforici, probabil după golul prin care au preluat conducerea, nu s-au repliat așa cum trebuie în apărare. Sper că o vor face acum. Cel puțin 10 minute de chin. Tot Țicu, nu, Nistor a respins și Iosifescu a fost faultat. Moment în care antrenorul Drăgușin le cere băieților lui să fie calmi, să nu se grăbească. Acum cei care nu se grăbesc sunt cei de la FC Argeș, tocmai pentru a arăta adversarilor cum este să nu te grăbești. Țicu degajează lung acest balon. Manole. Și iată, obține un hands
nemulțumit de faptul că arbitra nu a arătat avantaj. O lovitură de la aproximativ 18 metri care ar putea fi periculoasă. Dacă mai înscriem o dată, cred că acest meci s-a terminat. Deja spectatorii devin obositori prin comentariile pe care le fac. Lovitură peste poartă. Iată, Manole este busculat. Acum, brusc, cei de la Concordia și-au dat seama că pierd autobuzul. Se grăbesc. Da, întotdeauna fotbalul te pedepsește când nu-l tratezi așa cum trebuie. Brusc a înviat și portarul. Comănescu la balon, Țicu, pasă în adâncime către Andrei, care este faultat. Jucătorii ar vrea și un galvel pentru cel care a comis faultul. Coarnă. Lovitură în adâncime. Minge recuperată de jucătorii noștri. Nistor, care preferă să joace simplu cu portarul Wagner. Degajarea acestuia. Și din nou Țicu, care este pe tot terenul. David. O pasă cu călcâiul către Șain. Pasă către Manole, care încearcă să-l joace pe Nistor. Momente foarte bune de joc ale băieților noștri. Și Andrei Ionel este faultat. Important este că suntem sus, suntem peste adversarii noștri. Minutul 83. Mingea rămâne tot la noi. Și iată, băieții noștri știu să se și apere. Și din nou Nistor este busculat. Minge repus în joc de cei de la Concordia. Și un șut pe lângă butul din dreapta al lui FC Argeș. Repet, nu ne grăbim cu repunerea mingii în joc, mai ales că un jucător de-al nostru, Adriano Manole, este căzut la jumătatea terenului. Acesta acuză crampe. Wagner. Hai, mă, dai dat-o, Vili. O repunere ca în
rațele și vânătorii. Minge pusă din aut de către cei de la Concordia, care, repet, se grăbesc, au descoperit că mai sunt doar câteva minute din această partidă. Avantaj, da. Și, într-adevăr, faza este întoarsă. Iată lovitură liberă, extrem de periculoasă la poarta lui FC Argeș. Minutul 87. Să sperăm că vom scăpa cu fața curată din acest... Și iată ce vă spuneam, minge deviată și 2-2. Între timp, între și Rapidul a deschis scorul în meciul cu CSA-ul, 1-0 pentru Rapid în repriza a doua. Încă o dată un nou atac la poarta Concordiei. Și au de fapt tușierul a semnalizat un fault, nu out. O nouă lovitură periculoasă pentru FC Argeș, iată, respinsă, din păcate. Offside. Din nou FC Argeș cu toată echipa în careul Concordiei, pasă lungă către Nistor, iese portarul și prinde acest balon. Și portarul Wagner iese și respinge această minge. Manole a reușit să treacă, pasă către David. Ionel. Și un șut agonizant pe lângă poartă. Mai trece. Câteva minute rămase din această partidă, între timp ploaia s-a întețit. Comănescu, Manole. Am jucat la bază, asta e adevărat. Și inexplicabil o lovitură din afara terenului acordată celor de la Concordia. Țicu se luptă pentru un balon. Hai, hai, hai! Bravo! Este bun!
lovitură care s-ar fi dorit periculoasă, însă au departe coarnă. Ionel. Iată, Manole scapă pe contra-atac. Pasă către decarul Piteștiului. Șain are prin plan la această minge și o nouă centrare a lui Wagner. Iată, deja am intrat în minutul 90. Shine. Stan. O pasă aiurea a lui Stan. Offside. Este offside. Iată un egal care nu avantajează pe niciuna dintre echipele de azi. Un meci în care FC Argeș a ratat cât poate rata o echipă. Păcat, probabil că vom mai avea un minut sau două din această partidă. Cel puțin acest atac ar trebui lăsat până la capăt. Stan. Comănescu. Un ultim, o ultimă șansă pentru băieții noștri. Ionel. Hai baterie, fă ceva. Electrocutează, fă ceva. O parte. Copilul. Out pentru FC Argeș. Aud pentru FC Argeș și în acest moment meciul se încheie 2-2 după un meci aflat la discreția gazdelor. Așteptăm acum să vedem ce se va întâmpla și la Rapid.